În urma precipitațiilor și ninsorilor de la sfârșitul săptămânii, circulația pe căile administrate de secția de drumuri naționale Câmpul Moldovenesc a fost asigurată. Astfel, pe parcursul nopții au intervenit 29 de utilaje. 29 de utilaje dotate cu lamă și răspânditor au intervenit pe parcursul nopții pe teren pentru asigurarea circulației pe căile de circulație rutiere administrate de secția drumuri naționale Câmpul Lung Moldovenesc. Întrucât circulația a fost asigurată în condiții de iarnă, în urma precipitațiilor sub formă de lapoviță și ninsoare, nu au fost înregistrate probleme deosebite. Pe DN17, DN2E și DN18, carosabilul a fost umed, existând porțiuni cu zăpadă frământată de până 1 cm pe DN17. A și DN18. Până la orele dimineții au fost consumate aproximativ 120 de tone de sare și 8 tone de nisip, situația fiind permanent monitorizată pentru asigurarea circulației în condiții de iarnă.